Suntem aici ca să stăm în prezența Domnului și să fim binecuvântați de Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 15. Voi citi câteva versete de la versetul 21 până la 28. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tâlmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Amin. În acest capitol din care am citit, în capitolul 15 din Marcu, este un capitol, aș putea să spun, al puterii adevărate. Eu nu știu care este ideea fiecăruia dintre noi cu privire la putere, la putere spirituală. Dar Sfânta Scriptură are ideea ei despre putere. Este adevărat faptul acesta că noi, penticostalii, când vorbim despre putere, vorbim atunci când Dumnezeu se coboară prin Duhul Sfânt, ne umple cu putere, se manifestă darurile Duhului Sfânt. Noi avem ideea aceasta despre putere atunci când ne rugăm, când Dumnezeu se coboară și lucrează în timpul rugăciunii. Și este adevărat lucrul acesta. Este foarte adevărat. Dar adevărata putere este atunci când noi nu suntem la biserică. Suntem în altă parte, suntem dincolo de aceste ziduri. Suntem acasă, suntem pe stradă, suntem la locul de muncă, suntem atunci când suntem poate în încercare, când suntem poate în pat de suferință, poate suntem în spital, poate suntem în necazuri, în tot felul de lucruri. Puterea adevărată este văzută acolo. Și în această zi vrem să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem că întregul capitol 15, cuvântul lui Dumnezeu ne arată despre adevărata putere. Învățăm în ziua de astăzi de la Domnul Iisus Hristos, pentru că învățând de la Domnul Iisus Hristos nu putem ca să greșim. Învățând de la Domnul Iisus Hristos, învățăm și faptul acesta că Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Am vrea în ziua de astăzi să privim la Domnul Iisus, Cel care ne-a dat viață, Cel care ne-a dat mântuire, Cel care ne-a creat, Cel care ne-a binecuvântat în ziua de astăzi, Cel care, în numele căruia noi ne rugăm, în numele căruia noi slujim, în numele căruia noi facem ceva, în numele aceluia în care noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că fiecare lucru pe care îl facem, îl facem prin numele lui Iisus. Și în această zi, învățând de la El, noi putem ca să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Ideea aceasta de putere, a Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu, învățând de la Domnul Iisus Hristos, vrem în această zi ca această putere noi să o avem în viața noastră. Și de ce vreau să spun lucrul acesta și de ce în ziua de astăzi vrem ca să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu? Am văzut pe teren în viața noastră, în viața bisericii, în viața noastră personală de foarte multe ori. Avem o săptămână de, ce știu, de stăruință. Și în timpul săptămânii, atunci când se vine la stăruință, oamenii, biserica, este în clocotă înaintea lui Dumnezeu. Trecut această perioadă, totul revine la normal. Și nu-i normal lucrul acesta. Adică o normalitate care nu-i normal, n-ar trebui să fie normalitate. Se întâmplă de foarte multe ori că suntem în clocot la rugăciune, dar nu mai suntem în clocot, nu mai avem puterea aceea care să se manifeste în viața noastră dincolo de aceste ziduri. Și Dumnezeu asta vrea, ca să avem o continuitate spirituală, să avem putere în fiecare domeniu al vieții noastre. Pentru că
Aici cuvântul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta. Și ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Primul lucru în care este văzută puterea lui Dumnezeu este că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, vedem putere în răstignirea Domnului Iisus. Pentru că ce se întâmplă acolo? La dreapta Domnului Iisus și la stânga Domnului Iisus au fost răstigniți doi oameni. Dar între Domnul Iisus Hristos și acești oameni s-a văzut o diferență, a fost o putere a lui Dumnezeu care s-a manifestat în viața lui. Și atunci când noi vorbim despre putere, cuvântul lui Dumnezeu ne arată despre aspectul acesta că noi, ca și credincioși înaintea lui Dumnezeu, noi suntem oameni răstigniți. Apostolul Pavel spune la Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. A avea o viață răstignită înseamnă să ai putere spirituală în tine, în viața ta și în viața mea, pentru ca să trăiesc o viață răstignită cu adevărat. Când în viața unui om se manifestă anumite lucruri din acestea firești, în care nu poți suporta anumite lucruri, și se întâmplă de foarte multe ori că spui ceva la cineva, un lucru din cuvântul lui Dumnezeu, îl deranjează lucrul respectiv. Îl deranjează. Adică eu-ul acelei persoane încă nu a fost răstignit. Încă nu a fost răstignit. Vedem putere în răstignirea Domnului Iisus și ceea ce pentru oameni, partea aceasta este o parte a înfrângerii. Nu ați observat că în ultima perioadă, în ultima vreme, care e, să zic așa, o vreme mai îndelungată în care a fi răstignit se predică foarte puțin. Răstignirea eu-ului se predică foarte puțin. Este manifestată mai mult o învățătură în care oamenii să fie învățați doar despre bine, să nu li se predice nimic care să vorbească despre răstignirea eu-ului, în care să nu fie deranjat cugetul nimănui, în care să nu se predice lucruri din acestea despre răstignire, despre lucrurile acestea în care noi să avem, să zic așa, o deschidere cu privire la partea aceasta a suferinței, să nu vorbim despre suferință, să nu vorbim despre lucrurile negative, să nu vorbim despre acele lucruri care să deranjeze cumva cugetul oamenilor. Când Petru a predicat în ziua Rusaliilor, când s-a coborât Duhul Sfânt, Petru a arătat cu degetul asupra mulțimii, voi l-ați răstignit pe Hristos. Și oamenii au rămas străpunși în inima lor de cuvântul care Petru l-a avut în fața acelei mulțimi, în care s-au întors atât de mulți oameni la Domnul. Răstignirea o vedem ca o adevărată putere și începem să pricepem care este adevărata putere spirituală, acea putere de a birui eu-ul tău, firea ta. Un al doilea lucru pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu că adevărata putere înseamnă să nu renunți la cruce. Să nu renunți la cruce. În cuvântul acesta ne arată aici, în mod special în versetul 32, spune Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc din el. Să nu renunți la cruce. Știți că asta a fost o ispită pentru Domnul Iisus Hristos? Diavolul a avut un scop bine precis, să îl atace pe Domnul Iisus Hristos exact acolo unde omul în general este vulnerabil. Nu merge în altă parte unde tu ești puternic. Din punct de vedere spiritual, el merge acolo unde tu ești vulnerabil și el te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți. Și el a mers la Domnul Iisus și au început ca să își bată joc din el. Au început să-i aducă cuvinte de batjocură la adresa Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus avea puterea ca să coboare de acolo. Dar el nu a coborât de acolo. Știți câți oameni renunță astăzi la calea Domnului, care renunță la cruce? Sunt o sumedenie.
Frații slujitori știu lucrul acesta și fiecare dintre noi știm lucrul acesta. Știm cam câți dintre cei dragi ai noștri se îndepărtează de calea lui Dumnezeu. Dar și din cei care vin la biserică, în mod normal, renunță la cruce. De câte ori am auzit fraza aceasta? Las pocăința 5 minute. De multe ori sunt aduse vorbe fără înțelepciune, care ne pot costa veșnicia. Dar dacă nu ne costă veșnicia, ne poate costa starea noastră spirituală. Ne poate costa sănătatea noastră trupească. Ne poate costa multe lucruri. Doar niște cuvinte pe care le putem spune la un moment de mânie. Adevărata putere este să nu renunți la cruce niciun moment. Și aici vedem în cuvântul lui Dumnezeu că adevărata puterea lui Iisus a constat în faptul acesta că nu a coborât de pe cruce. El a putut ca să o facă. De câte ori renunțăm la anumite lucruri? De câte ori tăiem din cruce? Ca să facem crucea mai ușoară din punct de vedere spiritual. De câte ori ne este greu ca să mergem și de foarte multe ori spunem lucrul acesta, nu mai pot ca să merg înainte. Nu mai pot ca să am, am puterea aceasta să merg înainte. Cred că una din ispitele cele mai mari ale Domnului Iisus a fost exact lucrul acesta, să coboare de acolo și să le arate la cei oameni care își băteau joc din el că el este Fiul lui Dumnezeu. A fost o ispită foarte mare. Și de foarte multe ori viața noastră este pusă la testul acesta al crucii. Fiecare dintre noi am fost puși la acest test al crucii. A renunța. De câte ori te-ai gândit în inima ta, poate nu ai spus-o la nimeni niciodată, de câte ori ai spus lucrul acesta, nu mai pot. Aș renunța la viața aceasta. Și vreau să vă spun că de foarte multe ori se întâmplă faptul acesta ca să ne gândim la aspectul acesta. Și gândul acela nu vine de la Dumnezeu. Gândul acela vine de la diavolul. A renunța. A renunța poate nu chiar la cruce în sine. A renunța la ceva care faci pentru Dumnezeu. Dar tot acolo, pentru că până la urma urmei, tot acolo duce. Crucea Domnului Iisus a fost salvarea omenirii. Mântuirea noastră a tuturor. A fost planul măreț al lui Dumnezeu cu privire la mântuirea întregii omeniri. El pentru aceasta a venit. Dar tu ești pe pământul acesta cu un scop bine determinat. Dumnezeu are un plan cu tine. Și Dumnezeu a pus pe umerii tăi o cruce pe care tu trebuie să o duci. Și crucea aceasta, de multe ori, este diferită. Este diferită de la persoană la persoană. Crucea nu este negociabilă. Crucea nu este negociabilă. Aia, dacă vrem sau nu vrem, trebuie să o ducem. Pedeapsa este negociabilă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că atunci când este vorba despre aspectul acesta, trebuie să fii pedepsit și atât. Dar crucea, spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus spune, dacă cineva vrea ca să mă urmeze, să își ia crucea. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, tu trebuie să îți iei crucea, trebuie să îți duci acea cruce și să mergi după El. Sunt oameni care iau crucea, dar după aceea renunță la ea. Și atunci când nu renunți la cruce, asta înseamnă să ai putere. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că adevărata putere este să nu blestem, ci să binecuvintezi. Mă folosesc de versetul 19, tot din capitolul 15 de aici, spune: și îl loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și i se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. După toate aceste lucruri, după toate chinurile acestea care
Domnul Iisus Hristos le-a suferit, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ei. Nu știu în ce măsură cineva a suferit pentru Hristos. Suntem într-o perioadă, într-o vreme de har. Biserica de astăzi este mult binecuvântată aici, în contextul în care noi ne aflăm, pentru că, cu siguranță, în alte părți ale globului sunt credincioși care plătesc cu viața lor însăși pentru mântuirea care Domnul le-a dat-o, plătesc cu prețul vieții, merg la moarte, sunt omorâți în diferite moduri. Dacă nu mor, suferă pentru Domnul Iisus Hristos, pentru cei care s-au născut în vremea regimului comunist, cei care sunteți mai în vârstă, știți cum era pe acea vreme, era un preț destul de mare care îl plăteau credincioșii, care vroiau să își ducă crucea, care vroiau să trăiască o viață curată, era pusă la probă serioasă credința noastră, dragostea noastră, nădejdea noastră. Dar ce vrea să ne spună astăzi cuvântul lui Dumnezeu este aspectul acesta, că adevărata putere din partea lui Dumnezeu care trebuie să o aibă adevăratul credincios este să binecuvinteze pe cel care îi face rău și să nu blesteme. Să binecuvinteze și să nu blesteme. Ceea ce spunem cu gura noastră are valoare. Ceea ce spunem cu gura noastră are preț. Ceea ce spunem cu gura noastră sunt cuvinte care cântăresc veșnicia noastră și veșnicia celor din jurul nostru. Vorbele pentru unii nu au valoare. Pentru Dumnezeu are valoare. Pentru viața veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu, în contextul nostru, cuvintele au valoare. Când noi vorbim, Biblia spune că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. La vorbirea noastră sau la predicarea noastră, cuvântul trebuie să aibă valoare. Când noi vorbim cu Dumnezeu, cuvintele noastre trebuie să aibă valoare. Ceea ce facem noi cu vorba sau cu fapta are valoare. Când noi binecuvântăm, noi aducem prezența lui Dumnezeu în jurul acelei persoane care o binecuvântăm. Când Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ei, i-a binecuvântat, El nu i-a blestemat, El nu a făcut ce făceau ei. Noi suntem chemați ca să învățăm acest lucru și adevărata putere este asta, să binecuvintezi și să nu blestem. Natural, omenește, ar fi să răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu răspunde cu aceeași monedă, asta înseamnă putere spirituală. De asta de multe ori se pierde, Dumnezeu ne umple cu putere la rugăciune, dar puterea asta trebuie să se manifeste acolo unde trebuie. Adică Dumnezeu îți dă putere la rugăciune și ducându-te afară, puterea respectivă trebuie să curgă spre alții, pentru mântuirea lor, pentru viața lor, pentru ca Dumnezeu să lucreze. Și în această zi, Domnul ne învață prin cuvântul său că aceasta a fost adevărata putere la Domnul Iisus Hristos și a reușit și a trăit în felul acesta după cuvântul Scripturii. În al patrulea rând, adevărata putere înseamnă să rămâi în voia lui Dumnezeu și atunci când nu îți place. Domnul Iisus Hristos, înainte de răstignire, s-a rugat ca Dumnezeu să îndepărteze paharul acesta suferinței de la el. Nu a fost un lucru ușor. Dar el, la urma acelei rugăciune, la finalul acelei rugăciune, a spus: voia ta să se facă și nu voia mea. A rămâne în voia lui Dumnezeu și atunci când nouă nu ne place, este un lucru mare și asta înseamnă putere din partea lui Dumnezeu. Astăzi, cam dintre noi care suntem aici în casa lui Dumnezeu, cât suntem în mod real
în voia lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori nu ne plac anumite lucruri, cât suntem în voia lui Dumnezeu, la voia adevărată a lui Dumnezeu, nu ce credem noi sau ce știm noi, cât suntem în voia lui Dumnezeu. În primul rând, în relația cu El, în relația cu El, apoi în relația cu cei din jurul nostru și apoi în voia lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă slujirea înaintea lui Dumnezeu. Cât suntem în voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne arată aici despre faptul acesta că a rămâne în voia lui Dumnezeu și atunci când ți se pare că El nu există. Sunt oameni care cad în această pantă când ajung în anumite situații de criză în viață în care îi spun, dacă Dumnezeu ar exista, ar face asta și asta pentru mine. Dacă lui Dumnezeu i-ar păsa de mine, ar interveni cel puțin în dreptul meu și ar lucra în problema mea. Și de multe ori suntem puși în această conjunctură în care să nu mai știm ce să credem. Dumnezeu ne cheamă ca să rămânem în voia lui Dumnezeu și atunci când nu mai știm ce să facem, să rămânem acolo unde suntem și să facem ceea ce știm că trebuie să facem pentru Dumnezeu. Să nu cădem în deznădejde, să nu cădem în necredință, să nu cădem în acea pantă în care să fim doborâți de cel rău. Pentru că diavolul are meseria asta de a insista în mod continuu asupra noastră sau asupra persoanei. El nu se plictisește. El nu se plictisește. El insistă în mod continuu. Și el nu l-a lăsat în pace pe Iosif, nu l-a lăsat în pace pe Daniel, nu i-a lăsat în pace pe cei trei tineri, nu l-a lăsat în pace pe Pavel, pe Petru, nu i-a lăsat în pace pe niciunul și nu ne lasă în pace nici pe noi. Întotdeauna ne va sâcâi ca să ieșim din voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă cam cum ar arăta viața noastră cu Dumnezeu dacă am sta în voia lui Dumnezeu întotdeauna. Întotdeauna. Cum l-am slujit pe Dumnezeu, cum ar fi viața noastră de rugăciune, cum ar fi trăirea noastră atunci când de multe ori ne este pusă la probă rugăciunea noastră, când este pusă la probă slujirea noastră, când faci ceva bun și oamenii îți râd în față. Când faci ceva bun și oamenii te ironizează sau își bat joc din tine. Te gândești oare într-adevăr a fost voia lui Dumnezeu să fac acel lucru sau nu? M-a chemat pe mine Dumnezeu să fac lucrul acela, chiar cu adevărat m-a chemat? Dar totuși, adevărata putere înseamnă să rămânem în voia lui Dumnezeu întotdeauna, chiar și atunci când nu ne place. Și dați-mi voie să vă spun că de foarte multe ori sunt lucruri care le facem și nu ne plac, dar trebuie să le facem. Întrebați un slujitor după mai mulți ani de slujire dacă anumite lucruri le-ar mai face. Este adevărat faptul acesta că întotdeauna noi oamenii suntem făcuți în felul acesta, am vrea să facem lucruri publice, să ne vadă oamenii, să fim importanți în lucrarea lui Dumnezeu, ne place, ce știu, să facem anumite lucruri și să fim apreciați de oameni. Dar să știți că după o perioadă de timp îți dai seama că sunt anumite lucruri care te gândești bine dacă să le faci sau nu. Sau te gândești bine dacă anumite lucruri să le spui sau să nu le spui. Profetul Iona, Dumnezeu îl trimite la Ninive și îl pleacă în altă parte. A ieșit din voia lui Dumnezeu. Era acest mesaj care trebuia dus la niște oameni. Dumnezeu era interesat de acea cetate mare, era interesat de pocăința acelor oameni, era interesat de schimbarea acelei cetăți.
Și Iona iese din voia lui Dumnezeu. Lui nu i-a plăcut mesajul care trebuia să-l ducă. Nu este ușor ca să mergi la cineva și să-i spui, omule, vezi că tu mergi într-o direcție greșită. S-ar putea ca ceea ce faci tu să deranjeze pe cineva. S-ar putea ca după ce faci un lucru să fii disprețuit aproape toată viața, să fii luat și să fii aruncat la coșul de gunoi. Dar Dumnezeu vrea ca să rămâi în acea voie. Mustrarea nu-i frumoasă, nu ne place, dar este benefică. Medicul când ia să te opereze, el trebuie să taie acolo și tăietura aia doare. Și sunt oameni care nu suportă, nu mai văd sângele și leșină când vede că curge sânge. Dar ei trebuie să facă acea meserie, pentru că prin acea intervenție el salvează viața unui om. Din punct de vedere spiritual este la fel. Sunt lucruri care nu ne plac, dar noi trebuie să rămânem acolo. Dumnezeu ne vrea acolo. Sunt lucruri pe care nu îți plac să le faci. S-ar putea să pierzi o prietenie cu cineva, dar nu îl pierzi pe Dumnezeu. Și lucrul acesta contează. A rămâne în voia lui Dumnezeu. Moartea pe cruce a Domnului Iisus nu a fost un lucru plăcut. A fost ultimul lucru care ar fi vrut ca să-l facă. S-a rugat ca lucrul respectiv să nu îl facă, să fie îndepărtat paharul respectiv de la el. Dar s-a rugat și a rămas în voia lui Dumnezeu. Rămâi acolo unde ești. Pentru că Dumnezeu te-a așezat acolo. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că adevărata putere înseamnă să iubești și să iubești până la capăt. Iubirea de foarte multe ori, dragostea, că este pentru Dumnezeu, că este față de soție sau față de soț sau față de copii sau față de părinți sau față de frați și surori. Iubirea în Domnul, bineînțeles. De multe ori la noi se schimbă. La noi se schimbă. Nu mai avem dragostea de la început pentru Dumnezeu. Nu mai avem dragostea ca la început pentru cei din jurul nostru, în care să fim capabili să ne dăm viața pentru cei din jurul nostru. Biblia spune că Hristos a iubit până la capăt. A iubit până la capăt. Adică această iubire a dus-o pe pământul acesta până la capăt, a demonstrat dragostea până la ultima picătură. Și aceasta înseamnă să ai putere de a iubi până la capăt. Adică să iubești și pe acela care ți-a făcut rău, care, ce știu, astăzi ne supărăm, ne șifonăm pentru cel mai mărunt lucru, pentru un minimum de cuvânt, poate pentru o glumă, poate spusă cu prost gust. Ne deranjează. Dar gândiți-vă că Hristos a iubit până la capăt și pe aceia care l-au batjocorit și pe aceia care l-au răstignit, pe aceia care i-au făcut rău. Când ascultam cu timp în urmă predicile fratelui Richard Wurmbrand și dânsul povestea despre faptul acesta, cât de greu era, nu era chiar un lucru atât de simplu să îți iubești călăul, acela care îl bătea, acela care îi chinuia. Ei îl binecuvântau pe acela care îi băteau și erau alți oameni care îi blestemau, care le spuneau tot felul de lucruri murdare. A iubi până la capăt, a iubi cu adevărat. Testul acesta al iubirii și a iubi, asta înseamnă putere spirituală, să iubești până la capăt. Și Dumnezeu, prin faptul acesta, El vrea să ne spună că noi trebuie să avem acea iubire care să fie constantă și să fie continuă. Adică să nu fie cu suișuri și coborâșuri, să nu fie când în dreapta, când în stânga, să fie o iubire constantă și o iubire fierbinte față de Domnul, față de oamenii din jur. Și asta înseamnă să ai putere, să ai iubire față de Domnul, să ai iubire în căsnicia ta. E un semnal de alarmă serios în familiile noastre, este un semnal de alarmă în biserică cu privire la dragostea unii față de alții. E o problemă serioasă în această vreme, pentru că divorțurile au crescut la maximum posibil.
în contextul nostru evanghelic, în biserici, divorțul a crescut, nici măcar nu mă ducea mintea cu ani în urmă că se va ajunge la o situație atât de alarmantă în privința aceasta. Și de ce lucrul acesta? Pentru că iubirea nu este dusă până la capăt, pentru că în ziua căsătoriei unul își jură iubire față de celălalt până la capăt. Până când a să-ți iubești, frate, soția? Până la moarte. Și ce știu, poate nu durează nici măcar ani de zile și în câteva luni de zile ajung în tribunal înapoi pentru divorț. Vin la păstori să vorbească de problemele lor și de luptele pe care le au. A iubi până la capăt. A iubi, să iubești totul, să iubești pe cei care îți fac rău. În pocăință, iubirea merge până la moarte. Și Domnul să ne ajute să avem această iubire, această iubire necondiționată, și în aceasta este adevărata putere. Pentru că în căsătorie, acolo este adevăratul test al iubirii. La biserică stăm puțin, la locul de muncă iarăși avem un timp pe care îl petrecem, dar în viața de căsnicie iubirea este pusă la un adevărat test. Și Domnul să ne dea putere să iubim pe Dumnezeu, să iubim soția, să iubim soțul, să iubim copiii, să ne iubim părinții. Iubirea aceasta să ne lege tot mai mult în dragostea lui Hristos și prin Duhul Sfânt Dumnezeu să lucreze în viața noastră pentru ca noi să ne ducem până la capăt această mântuire, această dragoste pe care o avem față de Dumnezeu. În al șaselea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că trebuie să iertăm chiar dacă ar fi natural ca să nu o facem. A ierta. Cât mai păstrăm în inima noastră, ce știu, ură față de cineva? A ierta este un lucru mare. Și cuvântul lui Dumnezeu leagă foarte multe lucruri cu privire de iertare. Rugăciunea ascultată este legată de faptul dacă iertăm. Iertarea noastră depinde de iertarea care noi o acordăm altora. Atunci când nu iertăm, ducem o povară pe umerii noștri. Când nu iertăm, ducem o povară pe umerii noștri. Sunt oameni care duc această povară poate ani de zile. Și am văzut oameni care au dus cu spiritul acesta al neiertării poveri toată viața lor. A ierta este un lucru convenabil din punct de vedere spiritual pentru tine, pentru mine, dacă am lucruri care nu le iert. Este convenabil pentru că mergem ușor pe cale, fără nicio povară pe umerii noștri. Absolut niciuna. Apoi, nu numai că te eliberezi pe tine, dar eliberezi și persoana respectivă. O faci o persoană liberă. El știe că tu nu mai porți nimic, nu mai ai nimic față de ea. Sunt oameni care își iau poveri singuri, să nu ierte, chiar și dacă cineva nu le face nimic rău. Ei își iau poverile pe umerii lor. Și este de-a dreptul uimitor faptul acesta când oamenii duc aceste poveri fără ca să își dea seama. Domnul Iisus era pe cruce și în timp ce oamenii făceau lucrurile pe care le făceau ei, El a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Iartă-i căci nu știu ce fac. Atunci când iertăm, iubiți frați și surori, noi trebuie să conștientizăm faptul acesta că e o parte a minții noastre și a inimii noastre care diavolul a întunecat-o. Când cineva nu iartă, e o problemă. Sau când cineva face ceva rău, persoana care face răul respectiv are o parte a ființei lui în care este întunecat din punct de vedere spiritual și poate chiar nu-și dă seama. Chiar nu-și dă seama. Și sunt oameni care sunt prinși în această capcană a diavolului și fac lucruri și după aia realizează ce au făcut.
Diavolul are modalitatea aceasta de a întuneca mintea oamenilor. Dacă Iuda știa ce se întâmpla după aia, credeți că îl mai vindea pe Domnul Iisus Hristos? Nu! Pentru că el, în momentul în care și-a dat seama de gravitatea lucrului făcut, s-a dus și s-a spânzurat. Când Petru a realizat faptul acesta că s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, a plâns cu amar, dar a realizat după aia. A ierta, chiar dacă ar fi natural să nu ierți. Poate cineva nu merită ca tu să îl ierți. Datorită jertfei lui Hristos, noi suntem chemați ca să iertăm. Datorită faptului că noi am fost iertați, noi suntem chemați ca să iertăm. Datorită faptului că Dumnezeu ne vrea liberi, liberi de totul, liberi de păcat, liberi de neiertare, liberi de ură, liberi de necredință. Dumnezeu ne vrea liberi. Domnul să ne dea putere ca să fim oameni care să avem capacitatea, să avem puterea din partea lui Dumnezeu să dăm iertare. Așa cum m-a iertat pe mine Dumnezeu, așa trebuie să iert eu și pe cei care îmi greșesc. Și pare un lucru poate ușor, dar asta înseamnă adevărata putere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, să ne dea harul acesta, să ne ajute să fim oameni care să avem putere din partea Domnului. Eu am cunoscut, din pricina lucrului pe care l-am făcut, și fiecare dintre noi avem contact cu mulți oameni, pe unii cunoaștem mai bine, pe alții mai puțin, dar am făcut diferența aceasta, nu? Sunt oameni care, de exemplu, dacă le spui ceva, poate atunci pe moment, ce știu, sunt deranjați un pic, dar le trece. Iartă imediat. Cum au trecut situația respectivă, au iertat, merg înainte și ești prieten cu ei ca și înainte. Dar sunt persoane, și aici eu vorbesc de context evanghelic, nu vorbesc de oameni din afară, sunt oameni care dacă le-ai spus ceva, nu în mod obligatoriu să jignești, dar să bați numai niște apropouri sau să îi spui un lucru adevărat, te duce în inima lor și au o atitudine care nu e ok, poate mult timp sau poate pentru totdeauna. Cu persoana respectivă, cum spunem noi românii, ai închis totul. Sau ai pus-o, cum o mai spunem noi. Pentru că așa se comportă. Sunt oameni care au capacitatea de a ierta și sunt oameni care nu au capacitatea de a ierta. Dumnezeu ne cere astăzi să ne dea, să ne rugăm înaintea Domnului să avem puterea aceasta de a ierta, să avem harul acesta, să avem credința aceasta, să dăm iertare celor care ne-au greșit. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că adevărata putere este să mai dai încă o șansă celor din jurul tău. Și atunci când ne uităm în Scriptură, ne uităm în pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos avea o mulțime de oameni. Îi avea pe ucenici, îi avea pe oamenii care și-au bătut joc din el, aveau oamenii, aveau pe romani care l-au răstignit, preoții, toți oamenii care erau acolo. Dar în mod special ne îndreptăm ochii la Petru. Petru care a fost cu Domnul Iisus Hristos toți anii aceia, care a fost aproape de Domnul Iisus, care a fost gata să facă orice pentru Domnul Iisus și se leapădă. Primul lucru care Domnul Iisus Hristos l-a făcut după învierea lui a fost ca să-l cheme pe Petru. Chemați-l și pe Petru. Să mai dai o șansă. Petru nu s-a lepădat odată. S-a lepădat de 3 ori. De câte ori am greșit fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, față de Dumnezeu? De câte ori am greșit? De câte ori Dumnezeu ne-a mai dat încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă și de fiecare dată Domnul ne-a mai dat o altă șansă?
Știți că noi avem anumite lucruri în mintea noastră, în inima noastră, dacă știm că cineva a greșit sau a păcătuit, pentru noi persoana respectivă putem să o luăm și la coș. A mai acorda încă o șansă, asta înseamnă putere din partea lui Dumnezeu. A mai acorda încă o șansă înseamnă să faci ceea ce a făcut Domnul. Domnul Iisus i-a mai dat încă o șansă lui Petru. I-a mai dat o șansă încă lui Toma, care nu a crezut. Domnul a dat o șansă fiecăruia care s-a întors la el și a plâns cu amar înaintea Domnului. Știți cât de mult contează atitudinea noastră care noi o avem față de cei din jurul nostru? Cât de mult contează atitudinea soției față de soț sau a soțului față de soție? Cât de mult contează atitudinea în biserică față de tineri și tinerii față de cei mai în vârstă? Cât de mult contează atitudinea între frați? La modul cum noi ne tratăm în urma unei crize de relații? Care este modul în care ne apropiem față de cei care au greșit? Știți care este problema acelor oameni care îl întristează pe Dumnezeu și ceilalți din jur știu toți problema lor și criza lor? Cât de mult contează ca acea persoană să fie îmbrățișată și să îi se spună Dumnezeu te iubește? Și asta înseamnă să ai capacitatea și să ai puterea din partea lui Dumnezeu ca să îl îmbrățișezi pe acela care ți-a făcut ceva care într-adevăr este dificil să ierți. Într-adevăr este dificil să-i mai dai încă o șansă. Au fost situații când cineva a făcut un lucru destul de urât și i s-a mai dat încă o șansă. Și după mai mulți ani, după ce i s-a mai dat șansa aia, persoana respectivă și-a adus aminte din nou și diavolul iarăși a început să macine lucrul respectiv. Ce s-a făcut înainte? Și mă rog în această zi, iubiți frați și surori, să înțelegem faptul acesta că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. I-a primit pe acești oameni, le-a dat această șansă, le-a dat această oportunitate, le-a dat acest har pentru ca să fie din nou primit, din nou să fie binecuvântat. Știți că oamenii care sunt puternici din punct de vedere spiritual, așa cum și Apostolul Pavel, și ei au avut probleme, au avut crize între ei. Dar la un moment dat și Apostolul Pavel a făcut același lucru. Dumnezeu în această zi să ne dea puterea aceasta să fim plini de Duhul Sfânt, să fim plini de puterea lui Dumnezeu în așa fel încât să dăm o șansă fiecăruia care are nevoie de această șansă. Domnul să ne binecuvinteze. Provocarea lui Dumnezeu pentru noi este în această zi să avem în viața noastră adevărata puterea Duhului Sfânt în viața noastră. Să avem puterea aceasta din partea lui Dumnezeu ca să facem voia lui Dumnezeu, să avem putere din partea lui Dumnezeu să putem să trăim în afara bisericii după cuvântul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Domnul este acela care ne iubește pe fiecare, Domnul este acela care ne dă harul acesta să îl slujim pe el, să ducem cuvântul Evangheliei la cei care nu îl cunosc pe el, să putem să fim cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, să fim cu adevărat oameni prin care Dumnezeu să își manifeste puterea Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră, să fim oameni plini de har, plini de binecuvântarea lui Dumnezeu și să se vadă în viața noastră lucrurile acestea minunate ale împărăției lui Dumnezeu și ceea ce a fost în Hristos să fie și în noi. Când Apostolul Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta era adevărata putere a lui Dumnezeu.
Hristos să trăiască în mine, Hristos să fie, să trăiască în tine, Hristos să trăiască în noi, în fiecare, și Biserica Philadelphia să fie o biserică plină de puterea Duhului Sfânt. Puterea lui Hristos să fie în inimile noastre, în viețile noastre, și Domnul să fie cu noi. Amin.